de ce nu vin românii aici? Suntem în Grecia, suntem în Halkidiki, pe brațul Sitonia, și am găsit un sătuc, un orășel care pe noi ne-a fermecat. O să facem o tură pentru că ne-a plăcut foarte mult, ne-am luat o cazare aici și pentru că vrem să-ți arătăm și ție cum se prezintă acest orășel, o să facem azi o tură împreună. Aici e intrarea, practic jos acolo e intrarea în orășel. În partea asta vlogului o să fiu singur pentru că Simina lucrează, dar o să ni se alăture la tura de seară pentru că avem de gând, am planificat să dăm o tură dimineața, să vezi cum arată orășelul ăsta dimineața și să facem și o tură de seară când toate străzile astea se animă. Arată foarte frumos, e idilic, e liniștit, e, nu știu, bă, nouă ne-a plăcut foarte mult. Am trecut pe aici și oamenii stăteau la taclale și sărafară, stăteau la vorbă, de vorbă unii cu alții, uite cât de frumos. Flori foarte multe, casele îngrijite, e foarte curat și este foarte aproape de plajă. O să spunem imediat și cum se numește sătucul ăsta. Nu am observat foarte mulți români aici, pentru că, de ce, cred eu, părerea mea, nu este chiar lângă plajă, nu este un orășel care să fie pe plajă. Este situat la 6 minute aproximativ distanță de cea mai apropiată plajă, cu mașina. Acum stăteam și mă gândeam, de ce nu ai alege să vii să stai aici, unde e mai liniște și unde sunt prețurile mult mai mici decât acolo pe plajă și la cazare și la mâncare și ai alege să stai pe plajă, dacă vii cu mașina. Nu văd motivul. Poate doar că, nu știu, că pleci cu prosopul în mână și nu mai te urci în mașină și ajungi la plajă. Dar eu cred că dacă îți place liniștea, ia uite cât de frumos e. Poți veni aici să te cazezi și de aici cu mașina suntem la intrarea pe brațul Sitonia și de aici cu mașina poți merge la orice plajă vrei tu. Iar casele astea arată spectaculos. Am fost ieri în Sarti. Da, hai să începem așa. Am fost ieri în Sarti. Una dintre stațiunile preferate, foarte preferate de români. De ce spun asta? Pentru că peste tot erau meniul la restaurante în limba română. Chelnerii învățaseră limba română. Adică asta se vede clar că foarte mulți români merg acolo din moment ce iau meniuri în limba română și nu s-a întâmplat la un singur restaurant, ci la mai multe am văzut prețuri în limba română și ospătarii vorbesc română. Merg acolo românii și nu vin aici, probabil fix pentru treaba asta, pentru că acolo nu sunt probleme cu bariera asta lingvistică, să spun așa, și poate merge toată lumea fără să știi nicio limbă străină, poți merge acolo liniștit. Am înțeles că se fac și excursii din România către Sarti cu autocarul, te urci în autocar și te lasă direct acolo în Sarti la cazare și stai acolo. Dar dacă vii cu mașina, eu cred că sătucul ăsta e o alegere mai bună, pentru că de aici poți explora toate plajele, te poți urca în mașină și poți merge la toate plajele și diferența de bani pe care o plătești în turna din stațiune de pe litoral face altceva cu ei, cu diferența aia de bani, nu știu, ție excursie în plus, mai stai o zi, două în plus, eu cred că așa ar trebui să faci. Uite cât de frumos e orășelul ăsta, uite cu măsuțe aici, afară, foarte mulți localnici, nu am văzut, am văzut, deci nu o să mint, am văzut, să zic, două, trei mașini de România, dar atât. Aici. În rest, peste tot, full. Full de mașini de România. În toată partea asta a Greciei. Uite cât de frumos arată. Uite, e piața centrală acolo. Noaptea se închide zona centrală și devine pietonală în fiecare seară de la ora 8 la ora 1 noaptea. Și aici e o căsuță frumoasă. Da. De la ora 8 la ora 1 noaptea se închide, zona devine pietonală, devine foarte animată, oamenii ies să mănânce acolo în oraș, sunt câteva terase, câteva taverne. Am fost și noi și am mâncat chiar atunci când am ajuns, în prima zi am mâncat la un restaurant aici. Nu mai știu, terasa, taverna Machis, parcă se numea. Și vă și recomandam să mergeți să mâncați acolo, pentru că e foarte bună mâncarea și a fost ok la preț. Flori colorate. Încerc să găsesc, o mașină de România. Chiar mă uitam după asta acum. Hei, bună dimineața! Uite cât de frumos e.
foarte mult și cu orășelele, cu străduțele din Italia, la Cinque Terre, sătucul ăsta. Chiar mă gândeam, probabil că, nu știu, vârsta sau viața te schimbă, pentru că noi am început să apreciem mai mult locurile astea mai, nu să le spun retrase, mai liniștite și mai altfel, departe de agitația obișnuită. Și nu doar aici în Grecia, peste tot, și pe insulele din Grecia, și în Sri Lanka, și în Maldive, și în toate destinațiile în care am fost noi în ultima perioadă, am început să apreciem locurile astea mai altfel, nu cele pe care le cunoaște toată lumea și unde merge toată lumea, pentru că mi se par mai interesante astea, mai... Na, uite, uite și tu cât de frumos e. Rose's Place, uite. Roza are un loc al ei aici, plin de trandafiri colorați. Și arată foarte frumos, spectaculos. Sunt câteva cazări aici în satul ăsta, în orășelul ăsta, nu foarte multe, dar sunt. Cam cazarea pe care am luat-o nu arată spectaculos. Am filmat-o în primul vlog din de aici din Grecia, din seria asta de vloguri din Grecia. Hai, cât de flori, ce frumos e. Nicolaus House, ia uite. Da, nici nu știu în ce direcție să mai mă uit, atât de frumos e peste tot. Foarte frumos ea, dar n-am văzut mașină ea. Asta poate? Nu, în Germania. A, uite, am găsit o mașină de România. Uite, una de București. Salutare, bucureștene. Da, sunt foarte puțini turiști, cel puțin din ce am văzut noi când ne-am plimbat de 2-3 zile pe aici prin sat. Sunt, într-adevăr, sunt și aici turiști, dar sunt foarte puțini. Mașini de România am văzut 2-3, cum îi spune, de Germania, parcă am mai văzut asta și mai am văzut una și cam atât, nu foarte multe, nu foarte multe. Uite cât de frumos arată, asta e piața centrală și e plin de taverne aici, seara e foarte animat locul ăsta. Bună dimineața, nu vorbești cu mine, nu. Uite și o fântână arteziană aici. Ia să vedem. Port Giros. Uite cât de frumos. Da, deci eu zic că merită să dai o șansă satului ăsta. Apropo, se numește Agios Nicolas. Am spus că o să zicem și cum se numește. Se numește Agios Nicolas. Este la intrarea pe brațul Sitonia. Și eu cred că merită să vii să te cazezi aici. Uite, avem și o biserică aici. O, ce frumos arată. Păstrează același stil arhitectonic ca majoritatea clădirilor cu piatră. Da, foarte frumos. Hai să mergem, că am văzut o brutărie aici mai devreme, hai să mergem să vedem dacă e deschis, adică de deschis e deschis, că mirosea pâine proaspăt făcută, să luăm ceva pâine din asta proaspătă. Sau să vedem dacă mai au și altceva, o brioșă, o chestie, hai să vedem ce fac ei aici. Uite, am ajuns la bakery aici. Miroase foarte bine. O fi pâinea gata, oare? Oamenii ăștia parcă așteaptă. Hai să vedem ce au aici. Miroase foarte bine. O să luăm... Și noi ceva, nu știu ce. Dar o să luăm ceva. Uite, o să luăm una din asta. Hello. Can I have one this? One this, please. Ham and cheese. Cheese, yeah. Only cheese is this. Okay, that one. And can you have do you have something with apple or something sweet? Sweet, cream. Okay, one that. Croissant with chocolate and with jam.
Ok. One that and one croissant. One butter and one croissant? Yes, yes. Sugar and cinnamon on top? No. And the bread it's made it now? About 1 hour. Oh, perfect, perfect. Can I have two breads also? Yes. Thank you. Can I be quick? Yeah. Uite. Ce bine arată și ce bine miroase. Toate, toate. Hai să vedem și cât ne costă toată afacerea. Uite, o pâine, dacă citesc că bine, e 1,30€ sus acolo. Am luat și pâine și chestii pe acolo, 6,30€ a făcut toată afacerea asta. Mergem să mâncăm micul dejun, după care o să mergem la plajă, la unul dintre plaje, nu știu la care o să mergem azi, dar probabil că o să mergem pe partea cu apusul, să vedem și apusul diseară și diseară o să ne întoarcem aici, promit că o să ne întoarcem, să filmăm, să-ți arătăm cum se prezintă și seara acest sătul pe care pe noi ne-a vrăjit. Uite cât de frumos e și e liniște și da, ne vedem diseară. Am zis că o să vezi și seara cum arată orașul ăsta. E bine, am venit în gașcă de data asta, n-am mai venit singur. M-a scos Damian la o plimbare romantică prin centrul vechi al acestui orășel, care se închide. Se închide seara pentru mașini, circulației auto, și se transformă într-o zonă pietonală și putem să ne plimbăm pe aici. Ai foarte multe locuri de să mănânci. La restaurantul ăsta din spatele nostru am mâncat noi în prima zi când am venit și mâncarea a fost foarte bună. A fost o grămadă de magazin. E un magazin de suvenir, așa aici, desigur, cu suveniruri. Da. Terase, taverne. Este, zic eu, underrated, cum s-ar traduce? Perla ascunsă a brațului Sitonia, pentru că mai sunt, am mai văzut, uite și aici mașini în Galați, mai sunt mașini de România. Aici cât de frumoasă e clădirea. Pentru că foarte mulți români, chiar dacă foarte mulți români vin Halkidiki aici pe brațul Sitonia, nu cred că sunt foarte mulți români care știu de sătucul ăsta sau orășelul sau nu știu cum să-i spun. Am văzut puține mașini, foarte puține mașini de România. Și mai arată mulți timp să meargă cât mai aproape de apă și pot să înțeleg dar, de ce. Dar, stai puțin, de aici și până aproape de apă faci cu mașina 6 minute până la prima plajă. Adică eu cred că pentru ce ai avea nevoie să stai seara acolo, când poți să te plimbi și poți pe aici. Așa aici, este mult da, mai exact. Lejer, da, mai relaxant, da. Nu e agitație da, prea da, mare. Da. E foarte frumos. Și arată fantastic orășelul ăsta. Ia uite cât de ceva frumoase miroase sunt bine. Tavernele și centrul ăsta aici. Uite cât de frumos. Oh. Da. Foarte mulți localnici, pentru că, așa cum spuneam, nu mulți turiști știu de, sau mă rog, nu mulți turiți vin să se cazeze aici în orășelul ăsta. Da, ia uite, s-a umplut centru aici seara. Nu ne așteptam la asta, nu? Foarte frumos. Foarte frumos. Așa că ar trebui să pui la tine pe listă, dacă nu să stai aici, măcar să vii să faci o vizită aici într-o seară. Uite cât de frumos. Au și o fântână arteziană aici. O fântânică arteziană. Hai să vedem și niște prețuri. Uite, porc gyros 9€, chicken souvlaki 9€, shrimpi sunt 12€, un burger clasic 9€, o musaka 9€, sunt ok prețurile. Da. Adică uite cât de frumos arată. Am luat pizza și ne tragem la depot. Că mâine ne așteaptă o altă zi de brambura pe aici, prin, pe brațul Sitonia. Oricum, avem o cazare foarte drăguță, cu foarte multe locuri unde putem să luăm cina și vrem să mai și socializăm puțin așa
noi între noi. Dacă n-ai văzut cazarea, am prezentat-o în vlogul anterior, cred că, sau acum în primul vlog filmat aici, în situ. În orice caz, e o cazare frumoasă, merită. Chiar super, super, adică ne-a surprins în mod plăcut, foarte mișto cazare. Gata pe azi, nu? Gata pe azi. Când se termină și ziua, închidem și noi vlogul. Mulțumim că ai stat alături de noi până acum. Nu uita să lași un like acest videoclip. Dacă nu te-ai abonat încă, nu știu ce mai aștepți, e gratis și e mișto. Vino și pe Instagram, vino și pe Facebook, Fabrica Dimitru, suntem și acolo. Până data viitoare, pizza la mai mare.